Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu și vă invit ca de fiecare dată să urmăriți Condamnații, emisiunea celor încarcerați. Veți asculta astăzi povestea a doi deținuți din închisoarea bucureșteană Jilava. Și el și soția sunt închiși pentru înșelăciune, spun însă că sunt nevinovați, deși au păcălit mai multe persoane, că le vor face rost de locuințe de la ANL. Deși sunt închiși de peste un an și jumătate, nu s-au obișnuit încă cu detenția. Cine este această familie aflată după gratii, aflați imediat. Își spune simplu, Laurențiu. Nu vrea să-i se știe numele. Este unul din mulții condamnați încarcerați în închisoarea bucureșteană Jilava. Are statut de deținut de mai bine de un an și jumătate. A fost condamnat pentru înșelăciune la 4 ani de detenție. Odată cu el a fost încarcerată și soția sa. Instanța de judecată a aprobat că cei doi au înșelat 11 bucureșteni. Le promiteau locuințe ANL contra unor sume de bani. Victimele nu au obținut vreodată o astfel de casă. Bărbatul spune însă că vina sa nu este atât de mare. Mai mult, susține că soția sa a ajuns în pușcărie nevinovată. Anchetatorii susțin că femeia divorțase de ceva timp de Laurențiu. Continuau să locuiască însă împreună. Ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns aici? Unor cercetări într-un dosar de înșelăciune. Ce s-a întâmplat concret? A fost un dosar cu niște locuințe ANL, care am avut o contribuție împreună cu persoanele de acolo. În urma, acestor probleme create, a fost condamnată și soția mea, fiind nevinovată și neavând participare la aceste fapte, nici directă, nici indirectă. Rămâne să suportăm consecințele legii și să ne executăm pedepsele. Cum a fost când ați auzit condamnarea? Sincer, am rămas blocați, adică nu ne așteptam. Probabil în cazul ei la o suspendare, poate în cazul meu la o executare, având participarea care am avut-o la aceste fapte. Cum a reacționat familia când au zis că și dumneavoastră și soția trebuie să veniți la închisoare? Deci toată lumea a rămas fără cuvinte. Este prima condamnare în 42 de ani de viață. Nimeni nu se aștepta, da? Aveți copii? Da. Ei ce au spus? Ce s-a spus toată lumea? No comment. V-au reproșat ceva copii? Nu, la momentul actual nu. Au considerat că am greșit, că... Soția ce a spus? Trebuie să plătim. Soția și-a pierdut locul de muncă, în continuare ne executăm pedepsele. Am muncit în penitenciar și muncim și la ora actuală. Credeți că veți avea probleme când vă veți elibera? Probleme? Nu, probabil cu obținerea unui loc de muncă. Este foarte dificil având cazier cu antecedente penale în urma acestor fapte. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Destul de grea. Dacă n-am mai avut de-a face cu legea, niciunul dintre noi, a fost destul de grea. Vorbiți cu soția? Ea ce spune? Mai ținem legătura. Este foarte supărată în urma evenimentelor petrecute. Repet, neavând nicio contribuție, știa de faptele petrecute doar din ce am povestit eu și practic s-a trezit condamnată la 3 ani cu executare. Pusă direct în fața faptelor împlinite. Ce nume există aici? Să vă spun sincer, suntem cam la grămadă, amestecați între buni, răi și foarte răi. Cum se manifestă răutatea la închisoare? E o luptă de supraviețuire, adică, cine este mai mult căutat din partea membrilor familiei, supraviețuiește mai bine. Bunătatea? Cum se manifestă?
din câte am observat, mă rog, o parte din deținuți sunt mai buni, alții mai răi, dar trebuie să găsim o înțelegere, o modalitate de a supraviețui împreună. Care este lucrul cel mai valoros aici, la închisoare? Cel mai valoros? În afară de țigări, vă referiți? Țigara și cafeaua este pe primul plan aici. Și altceva? În rest, așa zis, un magazin. Deci cine este la magazin și face cumpărături consistente, este mai bine văzut. Laurențiu povestește că a ajuns să înșele datorită unei prietene din copilărie angajată la primăria sectorului 2. Condamnatul susține că această femeie este cea care a avut ideea infracțiunii și tot aceasta este cea care a beneficiat de 10.000 de euro șpagă. Bărbatul povestește că el găsea tot felul de clienți pe care îi ducea la angajata primăriei. Aceasta le promitea locuințe, anele și, mai mult, întocmea actele necesare. Pentru fiecare dosar, lua 1.000 de euro. Laurențiu este cel care, la un moment dat, a denunțat-o pe femeie la DNA. Condamnat au fost însă doar el și soția. Angajata primăriei, deși a fost și ea arestată în urma denunțului, se află în libertate. Cum trece o zi la închisoare? Cel puțin personal, fiind la muncă, un picuț mai ușor. Deci dimineața, mă rog, până la prânz suntem la muncă, desfășurăm activități lucrative în cadrul penitenciarului, după care mergem, servim masa, facem câte un duș și, mă rog, ne pregătim de odihnă. De ce vă e cel mai tare dor de afară? De familie, de membrii familiei, de prieteni, de cam de tot și ține de libertate. Prietenii cum au reacționat când au auzit că trebuie să veniți la închisoare? Păi mare parte dintre ei au refuzat să mai ia legătura cu noi, considerându-ne de altă parte a lumii, a societății. Deci, probabil că au trecut odată de două ori pe la noi și după aceea n-au vrut să mai ia legătura cu noi, știind unde ne aflăm și în executarea unei pedepse. Cât de rușinos este să faci închisoare? Este destul de rușinos. Bine, având în vedere că la noi practic a devenit ceva la modă. Cine nu face închisoare nu prea ar fi bine văzut, dar asta nu este un model, adică nu trebuie să copiem pe alții sau pe alte persoane. Pur și simplu întâmplător. De exemplu, în cazul dosarului meu, să vă relatez pe scurt, vinovata a primit 2 ani și jumătate cu suspendare, recunoscând aceste fapte create. Iar eu, 4 ani cu executare. Dacă ați fi fost judecător, ce pedeapsă v-ați fi dat? Probabil că o suspendare a pedepsei. Adică meritam un avertisment. Dar soția cum s-a ajuns să fie implicată în... Pur și simplu pe declarațiile celor din dosar, mare parte dintre ei cunoscând-o pur și simplu în calitate de soție a mea, adică nu cu participare în dosar. Cu ce vă ocupați afară? Afară am lucrat conducător auto la oameni de afaceri, mai organizam evenimente, nunți, botezuri. Soția lucra la o universitate. V-a reproșat ceva, soția? A ajuns să fie implicat în dosar? În mod sigur, da, normal. Vă repet, neavând nicio participare, te trezești pur și simplu cu o condamnare, cu executare. E destul de greu. Și probabil că nu mă va ierta niciodată. Neastră, ce lume ați găsit la închisoare? Ce lume? O lume total diferită de cea de afară. Deși sunt aceiași oameni, mare parte dintre
dintre ei, dar suntem amestecați așa oameni cu fapte care creează și care produc fapte chiar și după ce se eliberează din pedeapsa respectivă, deci continuă să fac același lucru sau probabil ceva similar, oameni care sunt pentru prima dată aici și care, bineînțeles, sunt mai rău văzuți pentru că au ajuns prima oară aici, nu știu, nu cunosc mersul, cum se spune, al pușcăriei, al închisorii, când să te trezești, cum să mănânci, când să dormi, când să te speli. Există un program atât al penitenciarului cât și al nostru, al deținuților în camere. De exemplu, când doarme cineva, dacă suntem 20, televizorul nu are sonor, pentru că doarme acea persoană. Folosim o baie 20 de persoane. Știați ceva de închisoare înainte să veniți aici? Nu, doar din povești relatate de cunoscuți, dar nu, ceva concret. Când a început procesul, când a început cercetarea vis-a-vis de dumneavoastră, v-ați imaginat vreodată că e posibil să ajungeți la închisoare? Da, sincer, da, pentru că mi-am prevăzut și o pedeapsă de un 5 ani pe fond, care am spus-o și celor cunoscuți. Și așa s-a întâmplat. 5 ani cu executat. În ciuda celor povestite de Laurențiu, cei care l-au anchetat au cu totul și cu totul altă variantă. Aceștia spun că Laurențiu și soția sa sunt doi excroci. Zi de zi, cei doi erau prezenți în sediul primăriei sectorului 2, în fața biroului registraturii, de unde racolau victimele. Polițiștii, împreună cu procurorii, au reușit să descopere 11 victime. La momentul arestării celor doi, anchetatorii erau convinși că sunt mult mai multe victime. De ce v-ați gândit la pedepsa asta? Pentru că încadrarea era foarte mare, între 10 și 20, și poate totuși greu s-ar fi obținut o suspendare, un 3 sau 4 ani cu suspendare. Dumneavoastră, cu ce v-ați obișnuit cel mai greu aici? Cu privarea de libertate, în primul rând. Deci cam totul îngrădit. Deci totul este limitat, totul este pe un program aparte. De la ora de la ora de, vizitele la fel. Deci oricum este diferit față de, total diferit față de ce este în libertate. Ar trebui ceva schimbat aici? Sincer vă spun, ar trebui schimbate foarte multe, dar nu este un domeniu care aș putea să ajut eu cu ceva sau, mă rog, se pot ocupa autoritățile, adică dumnealor știu cel mai bine ce ar fi de făcut. Ce ar trebui să știe societatea despre închisoare? În primul rând, este un lucru foarte grav să ajunge aici, să se ferească de așa ceva și să nu mai creeze probleme, să nu se bage în niciun fel de, să vă spun, de afaceri necurate. De... Cum vă vedeți viața de după închisoare? Sincer, nu prea o văd. Ieșind de aici, o să fie o perioadă destul de grea de acomodare, de a-ți găsi un loc de muncă, de a reintra în societate. Credeți că veți fi acceptat de societate? Sincer, n-au încotro. Adică, în momentul în care eu m-am executat pedeapsa, trebuie să reintru în societate, dar... N-am încotro, adică nu pot rămâne aici o viață întreagă, dar... Depinde și cum. Adică problemele din exterior noi ni le vom crea sau nu le vom crea ca să putem să ne acomodăm cu persoanele din exterior. La câți ani vă veți elibera? 43. Care a fost cel mai greu moment de când ați fost închiși până acum? Cel mai greu moment? Cel de la regim închis, în care erau activitățile foarte restrânse,
Nu am ieșit la muncă din motive necunoscute și avem acel program de 2 ore de aer, în rest închiși în celulă. Cum e să-ți petreci sărbătorile la închisoare? Destul de dificil. Total diferit față de exterior, de lume. Odată ce a ajuns în închisoare, Laurențiu a conștientizat tot ceea ce a făcut. Este convins că închisoarea l-a transformat într-un om mai bun. Nu și-a imaginat niciodată cum este viața de condamnat. Nu a crezut că există atâta durere și atâta răutate în închisoare. Nici după aproape 2 ani de detenție, nu s-a obișnuit cu închisoarea. Timpul îi se pare interminabil. Lucrează, uneori mai citește câte o carte, alteori îi scrie soției. Nu știe dacă vor rămâne împreună. Femeia crede că numai din cauza lui a ajuns la închisoare. Povestea vreunui coleg v-a impresionat? M-au impresionat chiar poveștile multor colegi, dar... Dați-mi și mie exemplu de una. Mă rog, sunt multe persoane care susțin că sunt nevinovate, care au ajuns aici în penitenciar în executarea unor pedepse, dar vă repet, și foarte multe persoane vorbesc doar ca să se afle în treabă, adică aici nu trebuie să crezi pe nimeni, nu fiecare își duce crucea lui și doar atât. Cum trebuie să te comporți aici ca să-ți fie bine? Să vorbești cât mai puțin, să fii băgat în seamă doar strictul necesar și cam asta. Adică, cum spunem noi aici în penitenciar, să ne vedem de pătrățica noastră, de patul nostru, de locul de care îl avem, de porțiunea de masă pe care putem scrie o scrisoare sau putem servi masa sau... Există șmecheri în închisoare? Da, sincer, da. Care sunt aceștia? Cum se manifestă ei? Adică ce înseamnă să fii șmecher la închisoare? Să ai un potențial financiar, să fii căutat săptămânal de către membrii familiei, de prieteni. Deci, în general, șmecher, definiția șmecherului nu înseamnă bătaie sau să fii violent. Acum se manifestă altfel. Să ai potențial financiar. Contează ce ai fost afară? Nu neapărat. Aici toți suntem egali. Deci aici nu mai avem funcții, nu mai avem grade, nu mai avem nimic. Toți oamenii de aici sunt egali. Sunt condamnați și atât. Aveți un mesaj pentru cei de afară? Îmi pare rău de ce s-a creat în urma acestui dosar, îmi pare rău de ce am făcut. Sunt convins că nu mă vor ierta, nu există scuze. Îmi merită soarta din moment ce mi-a trebuit să mă bag în acest lucru. Soția, credeți că vă va ierta? În mare parte, vă spun sincer, nu. În mare parte nu, pentru că din toate punctele de vedere este distrus, adică servicii, moral, psihic, e terminată. Veți rămâne împreună? Nu știu să vă răspund. E o întrebare grea. Adică la momentul actual a plecat dintr-o lume, se află în altă lume aici, cu mulți deținuți în jurul ei, adică mă refer la partea masculină, care au un acces limitat să ajungă acolo, dar aceștia cum ajung, le adresează numai vorbe urâte, injurii, tot felul de... Deci e total în alt mediu. Dacă ar fi acum în fața dumneavoastră, ce i-ați spune? Din câte o cunosc eu, după 10 ani de zile, degeaba aș ruga o să mă ierte, să îmi mai dea, să mai îmi acord o șansă, dar puțin probabil. Copiii au avut probleme? Pentru că dumneavoastră sunteți la închisoare și dumneavoastră da, deci soție. Toată lumea este dărâmată psihic, mental, deci nu. E ceva, practic, un șoc a fost pentru toată lumea că am ajuns aici. Mare parte din membrii familiei nu și-au revenit nici la momentul actual.
că trebuie să ne viziteze la închisoare, că nu mai suntem lângă ei, că... Își dorește cu ardoare să poată avea din nou o șansă atunci când se va elibera. Nu știe ce va putea face, nu știe absolut nimic din ceea ce îi va rezerva viitorul. Speră însă ca societatea să îl accepte. Va avea 43 de ani atunci când va fi din nou un om liber. Bogdan este coleg de detenție cu Laurențiu și el a fost condamnat tot pentru înșelăciune. Judecătorii l-au trimis după gratii pentru 5 ani și 4 luni. Este tăcut și vorbește doar atunci când este întrebat. Bogdan Fulger are 45 de ani, este de fel din București și el este încarcerat tot de aproape 2 ani ca și Laurențiu. Cum e la închisoare? Rău. Din punct de vedere că nu suntem acasă. Ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns aici? Cu anturajul, un teren, n-am știut prima dată de linițial, l-am cumpărat de bună credință și, pe urmă, am aflat că e făcut cu acte false. Păi și care a fost vina dumneavoastră? Vina mea a fost că era anturajul din cartier de acolo și am mai continuat cu ei și am mai fost cu ei la, ca șoferi, ca la diferite infracțiuni. Eu, practic, am participat decât la una singură. Cum a reacționat familia când a auzit că trebuie să veniți la închisoare? Supărați, plâns, soția, mama, fata, surorile. E greu. Cu ce vă ocupați afară? Cu centrale termice și aer condiționat. Întâlnirea cu închisoarea? Grea. Grea. Ce lume ați găsit aici? Fel și fel de oameni. Caractere diferite. După cât timp v-ați obișnuit cu închisoarea? Sincer, nici acum. Deci nici acum nu am obișnuit. Da, trebuie să trecem și peste asta. Care a fost cel mai greu moment? Când am ajuns la Rahova, prima zi. Am ajuns într-o cameră goală, fără nimeni, frig, cu multe paturi, cu 8 paturi. Eu și cu încă un domn mai în vârstă, singur în cameră. A fost greu. Ce ați simțit când ați intrat în camera aia? Că nu se mai termină și sfârșit de rupt de realitate, rupt de tot. Cât timp ați stat la Rahova? Un an. Și cum a fost acolo? Cum a fost acolo detenție? A fost bine, am ieșit la muncă din a treia săptămână, a patra săptămână am ieșit la muncă. Am stat o lună de zile carantină și următoarea săptămână am ieșit la muncă. Am lucrat la bucătărie 8 luni de zile, pe care am lucrat la un punct de lucru integr afară din penitenciar. De atunci mai la muncă. Și în Jilava cum ați ajuns? Am avut regimul semideschis pe 3 ianuarie anul trecut și pe 19 ianuarie am fost aici, la Jilava. Sunt diferențe mari între Rahova și Jilava? Da, sunt. Ce diferențe? Diferențe, ești liber aici, ești mai liber, ai mai multă libertate, poți vorbi, comunica cu mai multe persoane. La Rahova eram închiși în permanență. Aveam 2 ore aer, aici stăm la curtea de aer de dimineață până la 11, de la 11 până la 1 stăm pe cameră să luăm masa și pe urmă de la 1 iar la aer până la 6, 5, jumate, 6. Contează. Este cu o simplitate specifică locului cât de urâtă este detenția. Spune că nu a întâlnit nimic bun în pușcărie. De cum a intrat pe poarta închisorii, l-a întâmpinat o răutate ieșită din comun. Nu și-a imaginat vreodată că este atâta frustrare și invidie. Dumneavoastră v-ați făcut prieteni aici? Prieteni nu, amici. Prieteni nu ai cum să-ți faci prieteni aici. De ce? Pentru că nu știu dacă avem ce să comunicăm afară unul cu altul. Avem alte
gândiri, alte... Și cu cine? Am prieteni, dar nu pot să spun prieteni. Dar pot să stau cu ei afară. Și afară mă duc iarăși înapoi la servici, tot la firmă, la Ariston. Cum ați defini închisoarea? Ca o lecție de viață. Vă meritați această lecție de viață? Nu chiar așa mult, perioada asta lungă. Merita. Nu trebuia să-mi văd de treaba mea, de familia mea. M-am văzut atâția ani de zile. Da, e foarte mult de stat aici 3 ani și 6 luni. Până la comisie. Și la comisie nu se știe. V-a reproșat ceva familia? Nu. Nu, a fost alături de mine și este alături de mine. A fost vizitat în fiecare săptămână, chiar și de 2 ori pe săptămână. Dacă ar putea veni în fiecare zi, se poate. Știați ceva de închisoare înainte? Bine auzit. Și ce am mai văzut pe la televizor. Dar așa nu. Nu, pentru că nu m-a interesat și nu speram, nici nu credeam vreodată că ajung aici. Deci nu aveam cum să cred că ajung vreodată. Ce lume ați găsit aici? Am spus, și bună, și rea. Am văzut multe. Multe. Sunt oameni care sunt învățați să stea pe aici. Asta le e casă, a doua casă. Ce părere aveți despre cei care stau de atâția ani aici sau se întorc de multe ori? O părere foarte proastă. Nu merită să stea în societate. La ce fac? Credeți că veți avea probleme când vă veți elibera pentru că ați făcut închisoare? Probleme nu cred că am. Nu văd de ce să am probleme. Eu și la ora actuală sunt... Colaborez cu firma cu care am lucrat și ținem legătura. Vin la mine la vizită, eu am la vizită, vorbesc la telefon, sun la birou, vorbesc cu fetele de la birou. Deci țin legătura cu ei. Și probleme, ce probleme? O să văd de treaba mea la servici. Nu știu ce probleme aș putea să mai am. Le veți povesti celor de afară că ați făcut închisoare? Le veți povesti de locul ăsta? Da. Da. Ce le veți spune? Ce le spun și la telefon. Cum decurge ziua? Mai se întâmplă să mai fi supărat, să mai fie alea, sun și vorbesc cu ei. Și pe patronul de la firmă, și pe fetele de la birou, le-am sunat mereu. Bogdan Fulger se consideră un deținut fericit. Familia a rămas alături de el. Nu știe să spună ce ar fi făcut dacă familia nu i-ar fi fost alături. Zilele și nopțile îi se par interminabile. Nu știe ce să facă pentru a mai uita de tristețe și de durerea condamnării. Este cât de cât liniștit că a ajuns în închisoarea Jilava. Spune că odată ajuns aici va putea primi permisii, va putea să se ducă măcar o zi acasă. Bogdan nu știe să mânuiască cu lejeritate cuvintele. A vrut să apară la televizor pentru a vedea lumea cât de greu este la închisoare. Spune, prin cuvinte puține, că la pușcărie este cumplit și nu trebuie să ajungă nimeni. Ce poți să faci ca să treci peste supărările de aici? Vorbești la telefon, vorbești cu familia și altceva? Vorbești la telefon la limita care o ai și până mă te pui în pat, stai și te gândești. Scrii, citești un pic, să treacă timpul, să treci peste problema care o ai atunci, momentan. Cât de mult ați citit sau ați scris de când sunteți închis? De scris am scris scrisori, ce altceva ce să scrii și de citit am citit. Și ce poți să mai faci în afară de a scrie și de a citi la închisoare? Poți juca remi, poți juca table, poți cu colegii în cameră. Ne uităm la un film. Câți colegi de cameră aveți? 13. Și ei ce condamnări au? Pentru ce au ajuns aici? Sunt diferiți. Sunt și cu tâlhărie, sunt și cu
învătămare corporală, tentativă de omor, sunt mai multe cazuri. Și nu v-a fost frică de ei când ați auzit? Tentativă de omor, de exemplu. V-a fost frică? Nu. Am stat cu Parahov, am stat cu unul care avea MSV-ul. Omorâse doi oameni. Nu a fost nicio problemă. Dacă îți vezi de treaba ta și n-ai treabă cu ei, dar bine, nici ei nu sunt. Sunt oameni, până la urmă. Asta e, asta au greșit ei. Fiecare a greșit aici, a greșit cu fapta lui. Eu cu înșelăciune, ăla cu, că l-a bătut pe unul. Dar se face diferență aici, nu știu, între criminali, violatori, între tâlhari? Diferențe nu se fac, că stăm de vorbă și cu ăla care a omorât și cu violatori și cu un cel care a făcut înșelăciune și toți. Deci și nu mai ieri toți. Și stai de vorbă și cu ăla, îl salut și cu ăla, nu ai nicio treabă. Ați avut vreodată probleme de când sunteți închis? Nu. Nu, că am încercat să stau cu minte și să-mi văd de treaba mea, să ajung mai repede acasă. Am ieșit la muncă și aici, pe Jilava, ca să mă duc și eu acasă. Aici, la Jilava, avem un avantaj că îți dă permisie. Deci, la o perioadă de timp, e o comisie și îți dă permisie. Și ați avut vreo permisie până acum? Deocamdată n-am avut, dar sper să am. Colegii mei care lucrează cu mine aici am avut. Ce veți face dacă veți obține o permisie? Care e primul lucru pe care îl veți face? Primul lucru, mă duc acasă și rămân acasă. Și eventual, când plec dimineața, o să am de o zi, prima permisie, o să trec pe la birou. Dimineața plec mai devreme de acasă, trec pe la birou, stau și eu cu colegii și cu fetele un pic pe acolo, mă vin la, înapoi la Jilava. Ar trebui ceva schimbat în sistemul penitenciar? Multe ar trebui schimbate. Multe. Condițiile ar trebui schimbate. Adică, ce condiții? Despre ce condiții e vorba? Despre băi, să avem și noi condiții să punem să facem o baie în cameră. Acum băile sunt pe hol. Facem baie pe hol. Mergem la baie, la comod. În rest, aglomerație. Sunt camere care sunt aglomerate. Am stat și în camere de 20 și ceva de aici. Cum este să conviețuiești cu 20 de persoane? Eu este ok. Fiecare își fac un grup de 3-4 care mănâncă împreună, care stau împreună, joacă o carte, o remi, o tablă și fiecare grupulețe. Adică nu e o chestie foarte gravă așa. Este mulțumit că mai toți colegii de muncă i-au rămas alături. Ori de câte ori poate suna și le povestește cum este la închisoare. Ar povesti ore în șir despre viața în detenție. Crede că nimeni nu ar trebui să ajungă în temniță. La scurt timp, după ce a fost încarcerat, a rămas surprins de câtă lume se află în pușcărie. Are colegi care sunt în detenție de 10 de ani. Alții se află pentru a treia sau a patra oară. Nu-i înțelege. Bogdan crede că odată ce ai ajuns în închisoare, îți execuți pedeapsa după care fugi mâncând pământul de această lume. Care a fost regula închisorii cu care v-ați obișnuit cel mai greu? N-am avut o regulă. Am obișnuit și cu programul. Eram învățat să mă trezesc dimineață. Mă trezesc înainte la toată lumea din cameră. Îmi fac tavieturile mele, beau cafeaua, fumez o țigare și vin la muncă. Ce ar trebui să știe lumea de afară despre închisoare? Că este un lucru rău și nu trebuie să ajungă aici. Nu este un lucru bun în viață. Cât de rușinos este să ajungi la închisoare? Nu știu dacă pot să spun că e rușinos. Fiecare greșește, orice om poate să greșească să ajungă aici. Sunt mulți care au ajuns aici, sunt foarte mulți care m-am întâlnit cu ei, vipuri, cocoși, poterași, Said, mulți, care sunt oameni. Asta e, au greșit. Sunt cu evaziune fiscală, nu sunt oameni. Nu au trebuit. Cum se comportă persoanele astea când ajung la închisoare? Mi-ați povestit de cocoși, de exemplu, cum?
este ok, eu ies cu el în fiecare duminică la biserică, mă întâlnesc cu el zilnic, a lucrat cu noi aici, la punctul ăsta de lucru unde lucrez. Deci, un om deosebit, ok. Contează ce ai fost afară aici? Nu cred. Nu cred. Am mâncat împreună la masă, au stat cu noi în cameră, deci n-are ce să conteze. Într-adevăr, sunt un pic mai respectați, că nu poți să-i spui lui domnul ministru Gabriel Sandu ce faci, bă. Sunt mulți care îi spun așa, da. Eu nu pot să-i spun. Cum au fost ei primiți aici când ați auzit că vine, de exemplu, domnul Cocoș, domnul Sandu? Au fost primiți bine. Bine de unii, alții care poate au înjurat, poate văd lucrurile altfel. Dar un om care trebuie să gândească ce treaba am eu cu domnul Cucu sau cu Niro sau cu cine a mai fost pe aici. Că a lucrat cu noi la același punct de lucru și mânca cu noi la masă. A dat cu noi la zăpadă, cu lopata, cu mătura, deci n-a fost nicio problemă. Toți. Punctul de lucru ASV este un punct de lucru care te scoate pentru 2 săptămâni, 3 săptămâni, după care vede muncești, îți vezi de treaba ta, te transferă la alt punct de lucru. Afară, la Registrul Comerțului, la Tribunal, la TICOT, unde mai sunt puncte de lucru. Ce alte persoane așa importante ați mai cunoscut? Domnul Gabriel Sandu, pe Potăraș, pe Cocoș, pe Niro, pe Said, mai mulți. Niște avocați, niște judecători care au lucrat cu noi. Și ce spuneau ei? Cum erau? Oameni. Ok. Deci n-au fost discuții, n-au fost nimic, v-am spus, stau cu noi. Asta e. Laurențiu și Bogdan, alte două povești de viață. O viață pe care mulți dintre noi nu o cunosc și nu o conștientizează. Doi bucureșteni aflați pentru prima dată în închisoare. Din experiența lor de viață se pot trage concluzii pertinente. Cum a fost când ați auzit condamnarea? Greu. Greu de tot. Am auzit-o joi. Tot joi seara a venit la mine acasă, așa vineri am sunat și am spus că vin luni pentru că aveam de predat la firmă mai multe chestii, garajul, parcul auto și a trebuit să... Și m-a înțeles de la Poliția Capitală și m-am dus luni de dimineață. A fost pronunțarea pe 3 și m-am dus pe 7 și m-am predat. Ziua când ați intrat pe poarta închisorii, cum a fost? Grea. Când am intrat, acum era grea și în cap era când o mai ieși de aici. Se închid porțile alea mari și e greu. Și vezi porțile alea de mare așa și e foarte greu. După cât timp ați obișnuit cu locul? Vreo 3 luni de zile. Aveți un mesaj pentru cei de afară? Să se angajeze și să-și vadă de treaba lor, să nu ajungă pe aici. Aici se încheie povestea celor doi, alți condamnați, alte destine. Sunt Adriana Stoicescu și vă aștept săptămâna viitoare, tot aici, pe B1, la Condamnații. Când m-am liberat, am ajuns acasă, am găsit lanțuri pe porți, pe uși, casa pustie, bălăriile în curte mai înalte decât mine. Nu găseam chei, nu găseam nimic, cum să intru în casă. M-am dus la niște vecini, am întrebat pe acolo unde-s cheile, era la un frate de-al tatălui meu, Dumnezeu să-l ierte, și m-am dus la fratele lui tata și am luat cheile și am venit acasă, am intrat în casă.
Și am găsit într-un sertar de la Modelă mai multe poze cu mormântarea părinților mei, cum au fotografiat la mormântare, bănuiesc. Și am luat câteva poze din duplicatele alea, am luat câteva poze, le-am pus într-o geantă diplomat, într-un plic, am zis că cu gândul să merg la sora mea la Bacău, este căsătorită, să o întreb cine sunt persoanele care erau niște persoane filmate lângă, se scriu acolo, fete tinere, copii mai tineri, și nu știam cine sunt. Și să întreb cine sunt persoanele respective. Și totodată, dacă ajungeam la sora mea, să vorbim și despre casă, ca să vindem casa părintească de acolo, că eu nu puteam să mai locuiesc în zonă. Acolo puteam să mă întâlnesc cu neamuri la fosta victimă și ieșeau altercații. Și am zis să plec din zona respectivă, din Botoșani, și să mă mut în Suceava. Și am plecat la 3 zile după ce m-am liberat. Am stat acasă vreo 3 zile, am curățat curtea de buruieni, de tot ce era pe acolo, în mare. Așa? Am găsit niște lemn într-o șopron acolo, lăsat de la tata, probabil, de la niște pomi tăiați. Am dat lemnul ăla la niște vecini care avea nevoie de el, ca să-mi dea o sumă mică de bani, să am bani de buzunar de plătit, un taxi, o mașină, un tren. Și am luat banii de la vecinul respectiv și am plecat la Bacău, la sora mea, cu gândul să discutăm despre casă, să o vindem. Am ajuns în gară la Adjud, am chemat un taxi, m-a luat taximetristul, i-am arătat adresa unde să mă ducă și mi-a spus, da, urcați în mașină. Am urcat, mi-a zis cât costă, am spus, nu e nicio problemă, vă plătesc. Și am ajuns în satul unde locuiește sora mea și de acolo a oprit șoferul, taximetristul a oprit lângă un bar și a întrebat unde șade familia, că are un nume de un... ceva unguri din zona respectivă, că sunt mulți unguri acolo, soțul ei. Și i-a indicat un om de la bar de acolo și mergeți un pic așa și vedeți că este un gard așa, așa. Ok, mulțumesc. Și am ajuns la poarta la sora mea. I-am spus taximetristul să întoarcă mașina înapoi, să fie pregătit pentru așa. Am spus dacă nu este nimeni acasă să mă duc înapoi în gară, că nu puteam să rămân acolo să merg pe jos. Distanță foarte mare. Și el a spus, da, nu e nicio problemă. Și am început să strig la poartă. Alo, alo, alo. A ieșit o femeie. Într-un târziu era, am ajuns seara așa, cam pe la 8 și ceva, nu era nici noapte, nici ziua. Se îngâna ziua cu noaptea. O femeie cu un păr creț, cu un șorț de la bucătărie, se ștergea pe mâini. Să rămân la doamnă, bună seara. Nu vă supărați, aici locuiește familia, i-am zis numele de familie. Da. Vă rog frumos, spuneți-le doamna Anișoara, să vină puțin, că sunt o rudă de dumneavoastră de la Botoșani și vreau să îi transmit ceva din partea rudelor noastre de acolo. S-a uitat așa de la mine din cap până în picioare. Cine sunteți dumneavoastră? Zic, sunt o rudă. O chemați puțin? E acasă, doamna Nișoara? Și am văzut că ezită să-mi răspundă. Să mă uită dată la mine și spune, dar eu sunt doamna Anișoara. Când mi-a spus că ea e... Vă dați seama, eu n-am văzut-o de 14 ani cât am fost la închisoare și cu un an înainte să pic la închisoare. Deci n-am... Aveam 14-16 ani. Aproape 17 ani, când nu o văzusem.